Zăpada pare că a pus stăpânire pe capitală. Străzile, trotuarele și curțele de bloc sunt pline de troiene și ghețuși. Chiar dacă autoritățile dau asigurări că serviciile municipale au muncit pe tot parcursul nopții, inclusiv și dimineața la dezăpezire. Potrivit primarului general, cel mai complicat este de a interveni pe trotuarele înguste, scări și drumuri spre unele curți, deoarece toată munca se face manual. În aceste condiții, locuitorii capitalei sunt îndemnați să fie înțelegători și precauți la drum, deoarece pericolul de ghețuș persistă. Ghețușul le dă bătăi de cap chișinăuienilor. Oamenii pășesc cu grijă pe drumurile înzăpezite. Este rău, nu curăță nimic, dar treci și vei vedea singură, e imposibil să treci. Acest lucru se datorează faptului că salariul este mic, oamenii nu prea vor să facă o muncă atât de grea. Este foarte rău, foarte rău. Nici nu știu câți bătrâni merg. Am văzut o femeie cu un copil căzând în fața mea. Asta e vinovată primăria, ei ar trebui să se ocupe de toate astea. Ei nu curăță și este foarte rău. Este greu pentru oameni, este foarte greu și pentru transport. Aștept deja de 40 de minute. De 40 de minute stați la stație? Da, 40 de minute aștept. Sper că voi putea ajunge la serviciu. Ieri, de exemplu, am mers destul de departe, când nu circulau troleibuzele. Și aici, unde este Tudor Vladimirescu, am stat la stație. Nu venea niciun troleibuz și apoi am mers pe jos. Unii șoferi susțin că de la căderea zăpezii nu au urcat la volan. Nu am călătorit deloc cu mașina, am călătorit cu mijloacele de transport public. Ieri nu ați încercat să ieșiți? Nu am riscat. S-au produs multe accidente. Este destul de periculos, dar ieri am văzut că majoritatea șoferilor neexperimentați nu au ieșit și deci totul a fost în ordine. Se lucrează ceva. Am văzut cum aceleași drumuri au fost curățate. Am mers de mai multe ori pe acele trasee și de fiecare dată erau din ce în ce mai curățate. Pe unii locuitori ai capitalei i-am surprins cu lopata în mâini. Sunt adulți, bătrâni, pensionari, ei nu pot merge prin această zăpadă, așa că sperăm că dacă toată lumea ridică o lopată, ca aceasta, atunci totul se va rezolva. De dimineață, primarul Ion Ceban a anunțat că angajații primăriei continuă să muncească la dezăpezirea străzilor și trotuarelor, curselor de bloc, acceselor, străzilor secundare, în stații și spre suburbii. Edilul a avertizat că în continuare se circulă în condiții de iarnă și a rugat cetățenii să evite unele străzi. Ulterior, în cadrul ședinței primăriei, edilul a mulțumit subalternilor săi pentru munca depusă și a cerut sporuri salariale pentru cei care au muncit multe ore peste programul obișnuit. Situația este mult mai bună în teren în ceea ce ține de traseele și trotuarele de bază. Mai avem de muncit pe zonele secundare. Suntem împreună de la ora foarte devreme, unii nici nu s-au culcat. Vreau să mulțumesc absolut tuturor muncitorilor și vreau să aveți grijă de ei în acest sens. Vedeți și la eventuale sporuri salariale care ar putea să fie fixate în această privință pentru aceste zile în care oamenii sunt practic în continuu în teren, atât șoferii de mașini cât și nemijlocit lucrătorii din diferite subdiviziuni. Deci accent sporit acum pe străzile secundare, accesul în curți la instituțiile educaționale. Edilul a mai precizat că în unele zone ale orașului stratul de zăpadă atinge peste 40-50 de centimetri și inclusiv pe carosabil s-a format ghețuș. Potrivit responsabililor de la Spații Verzi, circa 350 de persoane sunt antrenate în lucrările de dezăpezire a parcului și a scoarurilor din capitală. Deci în dotarea întreprinderii municipale Spații Verzi avem 11 unități de transport dotate, pentru sunt mai multe, dar acele care sunt implicate la dezăpezire, deci sunt 11 utilaje, dintre care fac parte tractoare cu piere și lame, împrăștietoare de nisip și, sau material antiderapant, nisip cu sare, și un HACO care, într-adevăr, se ocupă cu, sau este folosit la dezăpezire, la măturare.
În acest context, el a îndemnat populația să fie precaută. Menționând că pe parcursul zilei de luni, circulația transportului public a fost sistată. Primarul Ion Ceban a anunțat că atât pe parcursul zilei de ieri, cât și pe parcursul nopții, mai multe troleibuze au circulat pe străzile capitalei pentru evitarea depunerii chiciurei pe rețeaua pe contact. El a precizat însă că astăzi și mâine troleibuzele și autobuzele circulă conform orarelor de duminică, cu mici ajustări, menționând că se pot atesta întârzieri de la orarul stabilit, staționări sau redirecționări.